Ajutorul de minimis acordat de guvern pentru crescătorii de albine este o nimica toată în comparație cu costurile pe care trebuie să le suporte apicultorii în acest an. Ploile abundente au împiedicat albinele să colecteze polen chiar și pentru propria hrană, așa că apicultorii au fost nevoiți să vină cu suplimente pentru a le ține în viață. Acum guvernul vine cu un ajutor de 4 lei pentru cei care au până la 75 de familii de albine și 7,5 lei pentru cei care depășesc acest număr. Este... foarte, foarte, foarte puțin. Deci, într-adevăr, stupii au suferit de foame, oamenii a trebuit să facă niște eforturi deosebite ca să le cumpere și cu 4 lei sau cu 7 lei pe stup nu rezolv problema. Apicultorii care vor să beneficieze de acest ajutor de minimis trebuie să îndeplinească o serie de condiții. Să aibă stupii înregistrați în registru agricol, să aibă stupii identificați, și asta presupune că trebuie să facă parte dintr-o formă asociativă, că numai numerele de identificare sau identificarea stupilor se face prin formă asociativă. Iar pentru să aibă autorizație sanitar-veterinară, deci să cer niște documente pentru ei. Iar pentru persoanele juridice, trebuie să aibă certificatul de la Registrul Comerțului. Documentele trebuie depuse la Direcția Agricolă, tot aici putând să ceară informații legate de acordarea ajutorului de minimis.